Numărul cazurilor noi de diabet zaharat a crescut în perioada pandemiei de COVID-19. Unele persoane care s-au îmbolnăvit de COVID-19 au făcut și diabet. În ce măsură infecția cu SARS-CoV-2 presupune un risc de diabet, dar și terapiile pentru COVID-19 în ce măsură ridică acest risc, ce trebuie să facă aceste persoane de acum încolo, ne oferă mai multe detalii profesor universitar dr. Gabriela Radulian, președintele Societății de Neuropatie Diabetică. Aș vrea să vorbim puțin despre diabet în contextul pandemiei de COVID-19. Câte din noile cazuri de diabet sunt ca urmare a bolii COVID-19? Trebuie să ne gândim la faptul că virusul SARS-CoV-2 se poate localiza și la nivelul celulelor beta-pancreatice, astfel încât asociază modificări la nivel secretor, ceea ce înseamnă că numai prezența SARS-CoV-2 înseamnă totodată și un risc de apariție a diabetului zaharat, mai ales la acele persoane, chiar dacă erau anterior asimptomatice, erau persoane aflate la risc. Pe de altă parte, atunci când vorbim despre tratamentul cu dexametasonă adresat infecției COVID-19, asociem un risc suplimentar în ceea ce înseamnă apariția diabetului zaharat. Iată de ce numărul cazurilor noi diagnosticate cu diabet zaharat a fost mult mai mare pe parcursul anului 2020 și pe parcursul acestui an. Dar totodată trebuie să ținem cont că și cei cu diagnostic anterior de diabet zaharat au înregistrat valori glicemice mult mai mari, pe de o parte datorită infecției, pe de altă parte, cum spuneam, tratamentului cu dexametasonă, lucru care a generat dezechilibru metabolic major și apariția mult mai frecventă a complicațiilor cronice ale diabetului. În ceea ce privește terapiile pentru COVID-19, care au avut ca efect secundar aceste creșteri glicemice impresionante, aceste terapii au dus și la instituirea tratamentelor cu insulină la persoanele cu COVID-19? Aici ar trebui să vorbim despre ceea ce este definit în consensul de management al diabetului zaharat. În condițiile unei infecții COVID-19, cu evoluția asimptomatică, se recomandă continuarea tratamentului anterior infecției COVID-19, care poate fi realizat acasă, deci ambulator, dar cu un control mai strict al valorilor glicemice și, bineînțeles, respectând măsurile în ceea ce înseamnă optimizarea stilului de viață. Pe de altă parte, dacă vorbim despre infecții mai severe COVID-19 care necesită spitalizare, aici pot apare mai multe aspecte. Pe de o parte, se poate continua tratamentul anterior cu mențiuni legate de faptul că o anumită clasă terapeutică, și anume cea a inhibitorilor transportorului comun, sodiu-glucoză, ar trebui limitată utilizarea în condițiile în care există și febră și apar și fenomene de deshidratare, iar dacă dezechilibrul glicemic este major în aceste forme severe, se impune tratamentul cu insulină. Pe de altă parte, vorbim despre cazurile severe ale infecției COVID-19 care impun internarea în terapie intensivă. Evident că în această situație singurul tratament este tratamentul cu insulină. Cum ar trebui să se facă monitorizarea pacienților care au făcut diabet în urma COVID-19? În România, evident, vorbim de această monitorizare. Este foarte important. După externarea din spital și vorbim de aceste infecții moderat severe sau foarte severe care au necesitat practic internarea în secțiile de terapie intensivă, este nevoie de monitorizarea
la diabetolog, deoarece dacă vorbim de pacienți externați aflați în tratament cu insulină, este nevoie, bineînțeles, de reevaluarea acestui tratament. Fie prin menținerea schemei de tratament cu insulină, fie, odată cu stăpânirea procesului infecțios, printr-o reevaluare realizată de către diabetolog, se poate renunța la tratamentul insulinic sau nu, în funcție de evoluția fiecărui pacient. Și în aceste condiții, aici vorbim strict de diabetul zaharat de tip 2, și în aceste condiții se poate realiza un tratament cu antidiabetice orale sau cu antidiabetice injectabile non-insulinice. Dacă vorbim despre persoanele tinere care au diagnostic de diabet zaharat de tip 1, evident, tratamentul cu insulină este pentru toată viața. Credeți că ar trebui ca toți pacienții care au făcut COVID-19 să fie monitorizați și în ceea ce privește glicemiile de acum încolo, indiferent dacă au făcut sau nu au făcut încă diabet? Să știți că este o întrebare extrem de pertinentă, pentru că am avut situații de pacienți care, pe parcursul spitalizării, nu au prezentat valori glicemice mari. Pacienți spitalizați pentru infecție COVID-19. Dar, ulterior, au remarcat faptul că au început să prezinte semnele specifice diabetului zaharat, adică senzație de sete, să bea multă apă, să urineze și să scadă în greutate. Toate aceste lucruri au fost sesizate de medicul de familie sau pur și simplu s-au prezentat ei direct la diabetolog și la un interval de câteva luni post-infecție COVID au fost de fapt diagnosticați cu diabet zaharat. Este de fapt ceea ce spuneam și mai devreme de acel grad de afectare a celulei beta-pancreatice generat de existența SARS-CoV-2 în organismul acestor persoane. În următoarele luni, poate în următorul an, ne putem aștepta la un val endemic de diabet ca urmare a pandemiei COVID-19? Ar trebui să fim mai optimiști. Ne dorim foarte mult să stăpânim infecția COVID-19. Numărul de cazuri a scăzut foarte mult, încât pe măsură ce infecția poate fi stăpânită în primul rând prin vaccinare, dar și prin măsurile de prevenție care de altfel au fost realizate, dar prin vaccinare este clar că vom avea un număr mai mic de cazuri și evoluția, chiar dacă ar fi vorba de prezența infecției, va fi o evoluție nu atât de severă și în aceste condiții, evident, că putem să avem de perspectivă și un număr mai mic de persoane cu diabet zaharat. Pentru toate persoanele care au trecut prin infecție COVID-19, să-și monitorizeze cel puțin un an de zile post-infecție COVID, să-și monitorizeze valorile glicemice. Este cel mai bine așa pentru că un diagnostic precoce al diabetului zaharat înseamnă un control glicemic bun prin instituirea măsurilor specifice de optimizare a stilului de viață asociind și tratamentul recomandat și în aceste condiții vorbim despre reducerea riscului de apariția complicațiilor cronice. V-am întrebat de epidemia de diabet în condițiile în care se vorbește la nivel global de această globezity, care include evident și numărul mare de cazuri de diabet în lumea întreagă, deci și în România. În acest context al pandemiei de COVID-19 este clar că au crescut numărul cazurilor de diabet și în România și atunci, pe viitor, cum am putea face ca să contracarăm o creștere și mai mare a numărului de cazuri de diabet?
Exact ceea ce am spus. Cei care au trecut prin infecție să monitorizeze valoarea gluceniei, chiar și post-infecție COVID, pe parcursul a cel puțin un an, iar cei care sunt asimptomatici, dar au factori de risc, cum ar fi excesul ponderal sau obezitatea, ereditatea diabetică în ceea ce înseamnă diabetul zaharat de tip 2, dacă prezintă totodată semne de insulinorezistență, și aici vorbim despre sindromul ovarelor policistice, sau prezența diabetului gestațional, prezența unui diabet diagnosticat pe parcursul sarcinii, sau la persoanele la care există dislipidemie, cu valori mici ale HDL colesterolului și valori mari ale trigliceridelor, sau cei care au valori ale tensiunii arteriale necontrolate chiar sub tratament. Toate aceste categorii sunt persoane aflate la risc și, începând cu vârsta de 45 de ani, trebuie să-și determine cel puțin o dată pe an glicemia.